Bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul meu. Să știți că eu filmez de obicei în weekenduri și astăzi este marți. Sper să postez acest clip cât de repede. Am ajuns acasă și în loc să fac aceeași chestie pe care o facem toate când ajungem acasă, să ne descălțăm, să mergem în baie, să ne spălăm și să ne dăm jos sutienul automat, am zis nu o să fac asta, mai îndur puțin chinul pentru voi și să vă filmez un clip. I know, TMI, prea multe informații, dar am vrut să vă povestesc despre câteva produse favorite în luna martie, produse pe care le-am iubit din tot sufletul și de fiecare dată când le foloseam mă făceau să mă simt mult mai bine și să îmi ușureze ziua. De ce nu? Primul produs este destul de nou, l-ați văzut într-un haul foarte recent, este vorba de această spumă Root Boost Spray, spunem, de la TG din gama Catwalk. Are un ambalaj așa foarte sleek, foarte frumos, elegant, îmi place tare mult și să știți că miroase foarte bine acest produs, am presupus eu bine. Miroase bine, dar își face treaba. Cum îl aplic eu? Seara când fac duș și îmi spăl și părul, îl aplic la rădăcină, pe părul umed sau uscat doar cu prosopul și apoi îl usuc cu o perie normală de la rădăcină, așa până pe toată lungimea părului și îmi oferă un volum care ține până a doua zi, ceea ce îmi place foarte mult pentru că părul meu este extrem de fin. Acum nu l-am folosit pentru că ieri mi-am aplicat ceva măști în păr și săracul încă suferă așa un pic, l-am hidratat în exces, să zicem așa. Următorul produs este de la The Body Shop și este acest gel de duș din gama Vineyard Peach. L-am folosit de 4 ori, deși lipsește foarte puțin din el, pentru că este extrem de spornic și foarte parfumat. Are un parfum extrem de plăcut, fructat, bineînțeles, pentru că este cu piersică, un parfum care persistă pe piele, deci nu dispare în contact cu apa și de aceea îmi place foarte mult. Dacă mergeți acum în The Body Shop, cel puțin în cel din Cluj, găsiți o variantă a gelului acesta de duș, cel cu moringa, la reducere. Următorul produs este de la Sephora, este vorba de acel balsam de buze cu goji, care îmi place foarte mult, este hidratant, oferă și puțin luciu și puțină culoare. Aici se vede așa. E extrem de plăcut pe buze și nu face acele scame cum fac alte produse pentru buze de genul acesta hidratante care se adună cumva după o oră sau două. Următorul produs este de la Clarins, e vorba de acest BB Cream. Îmi place foarte mult, mai ales pe timpul iernii, eu am tenul mixt, da, știți deja asta, pentru că îmi ține sub control excesul de sebum și am observat că pe mine mă ține cam 6 ore până când începe să lucească fața și când trebuie să revin cu puțină pudră, ceea ce îmi place foarte mult. Este cu factor de protecție 25, mă ajută și pe timpul verii, eu l-am achiziționat pe acesta anul trecut în primăvară sau în vară și are 18 luni de la deschidere, ceea ce este super ok. Un alt produs nou, pentru că doar două nu sunt noi de aici, este acest ser de la Yves Rocher, îi spune serum vegetal din gama serum vegetal, este un fluid practic care promite să umple ridurile fine, să oferă puțină luminozitate tenului, se folosește ziua și este pentru tenul gras sau mixt. Fetelor, vreau să zic că îl aplic doar pe zona T, unde am tenul gras, pentru că menține sub control foarte bine excesul de sebum și mi-a plăcut extrem de mult acest produs. Am fost de dreptul plăcut impresionată de el, nu mă așteptam. Am crezut că este un ser ce se poate folosi atât seara cât și ziua, dar e bun doar ziua înainte de machiaj. Seara usucă puțin tenul. Ok, următorul produs este de la Urban Decay, e liquid, Moon Dust-ul, acel eyeshadow lichid cu sclipici pe care l-am folosit pe post de eyeliner, pe post de fard, în foarte multe modalități l-am folosit. Este foarte shimmery, metalizat, din păcate nu îi face, nu știu, lumina asta nu prea se vede. Nu-i face dreptate așa, decât se vede aici, da? L-am încercat să-l smage așa un pic, dar e demențial, arată foarte bine
și ține destul de bine pe ploape, are 6 luni valabilitate de la deschidere, iar al meu este în nuanța Solstice. Mergem mai departe și avem din nou un produs nou, este vorba de un parfum și este acesta Bright Crystal de la Versace. Eu l-am în varianta micuță, l-am primit de ziua mea și are doar 30 de ml, este o apă de toaletă, ambalajul e foarte, foarte frumos. Se vede și sigla Versace aici chiar în capac. E elegant, e plăcut, e fresh floral, un adevărat deliciu pe perioada primăverii, dar și a verii. Următorul produs este tot un parfum, de fapt o apă de toaletă asta din nou. Da, apă de toaletă și aceasta are 50 de ml, este de la Zara și spune Ghința. M-a surprins foarte mult această apă de toaletă pentru că ține mult mai mult decât altele de la Zara și pentru că are un miros extrem de plăcut, pudrat, floral, dulce, pudrat. Îmi amintește de... oare de ce mi-amintește? De parfumurile acelea de pe vremuri care semănau cu Anne Anne de la Cacharel, acele lansate mai de mult, cam la acelea mă duce cu gândul și este o apă de toaletă absolut senzațională, mai ales că eu am cumpărat-o de la reducere cu mai puțin de 20 de lei, ceea ce este fenomenal. Următorul produs l-am iubit pur și simplu, am abuzat de el zi de zi, îl port și acum. Este vorba de Luminous Blush de la Pupa, Like a Doll, și este în nuanța 105. Ambalajul este tare simpatic, cam așa arată blush-ul. O să vă fac și un swatch. Este foarte pigmentat, v-am mai făcut swatch la acesta, a meritat absolut toți bănuții, nu trebuie să insist foarte mult, rezistă toată ziua, este superb, îl ador și cu siguranță voi mai încerca produse de machiaj de la Pupa. Apoi am un produs așa ușor random, pentru că este vorba de aceste fâșii de la Ustrip pentru împrospătarea respirației. O să vă scot una acum să vă arăt. Cam așa se scoate de aici o fâșie și așa arată. Se pune pe limbă și gata. Eu am făcut și o demonstrație acum. Dacă nu puteți să mestecați gumă, de exemplu, mergeți la o întâlnire, la servici, nu este profi să stai cu guma și să tot rumegi acolo. Sau aveți un spiș de ținut, o ședință și intrați în contact cu oamenii chiar după lunch. Mie îmi plac foarte mult aceste benzi și mă scot din dificultate. Următorul produs este o apă de parfum. E vorba de Life de la Avon. Nu i-am dat prea multă atenție de când l-am primit în beauty kit-ul de la Marie Claire, fiindcă este extrem de floral și nu m-a atras până acum, dar primăvara este sezonul în care acest parfum devine vedetă. Persistă cam 6 ore. Este perfect pentru servici, pentru o zi absolut obișnuită. E plăcut, nu deranjează pe oamenii din jur, așa că puteți să-l folosiți și dimineața. Mie mi-a plăcut foarte mult și am fost încântată de el. Și ultimul produs, dacă nu mă înșel, da, este acest balsam de buze de la The Body Shop cu căpșune. Este extrem de parfumat, dulce, plăcut pe buze. Asta îmi place să-l port seara. Iar acesta de la Sephora îmi place să-l port ziua pentru că se așează foarte bine și dacă nu am chef de ruj pot să ies din casă direct și nu am nicio problemă. Dar acesta îmi place seara pentru că este ceva mai hidratant și mai bogat, așa mai uleios. Bun. La capitolul random au fost două seriale care mi-au plăcut extrem de mult și este vorba de The Middle, acela cu familia Heck. Am fost absolut obsedată de acest serial și apoi a fost Mentalistul, care este genial, un serial absolut genial. Protagonistul e, sau mă rog, personajul principal e interpretat de Simon Baker, un actor care e ambasadorul parfumului Gentleman de la Givenchy. Mi-a plăcut mereu carisma lui și felul în care interpretează rolul lui Patrick Jane în The Mentalist. Și un fapt curios, așa, fun fact, în cazul în care nu știați, începând cu sezonul 3, el a început să și regizeze acest serial, în cazul în care vă interesa.
Acestea au fost favoritele mele, lucruri care mi-au făcut viața mai ușoară și mai frumoasă. Sper că ați avut o lună frumoasă și voi, a fost ziua femeii, a fost mărțișorul, au fost multe ocazii să primiți flori și zâmbete. Vă pup, fetelor! Pa, pa!